Și mai devreme, consider că a fost mai mult un vot politic decât un vot pentru persoane. Sunt foarte multe surprize, foarte mulți candidați independenți au reușit să obțină scoruri foarte bune la nivel de județ și mai ales în localități importante, cum ar fi Câmpina, înțeleg că și Valea Călugărească. Consider că cetățenii și-au exprimat votul, așteptăm să vedem clar rezultatele, să primim procesele verbale. Sunt destul de multe surprize peste tot în județ, avem câteva localități confirmate ca și câștigate, Provița de Jos, Coporăști-Colț, Drăgănești. Așteptăm și alte rezultate parțiale, bineînțeles. Înțeleg că în Ploiești există un rezultat clar pentru Volosevici, pentru domnul Andrei Volosevici. Îl felicit pe această cale. Așteptăm să vedem și numărătoarea paralelă de la nivelul județului.